Bună ziua, domnilor! Încă un video despre mașinile electrice. Că vă place, că nu vă place, ăsta este trendul. Și chiar la începutul anului citeam o statistică cum că în România s-au vândut foarte multe mașini hibride și electrice. Asta anul trecut. Iar asta înseamnă că ceva se schimbă în societate și nu putem nega acest lucru. Că ne place, că nu ne place, repet... Dar tocmai asta dorim să facem aici pe canal, să aducem oameni și dintr-o parte și din cealaltă și să vorbim și să explicăm mai exact care este treaba. Că electricele nu mușcă și că la un moment dat probabil chiar o să ne facă plăcere să le conducem. Până una alta vreau să fac o introducere. Cei care vă doriți direct subiectul, puteți derula puțin mai în față. Numai că eu vreau să discut despre ceva ce am observat. Iar înainte trebuie să vă fac un context. Marian Ilie a venit pe canal pentru că noi l-am invitat. Iar pe acest canal nu apare oricine. Poate sună arogant, numai că trebuie să vă gândiți că avem o responsabilitate. Pe de altă parte, spre deosebire de mine, Marian chiar nu are niciun beneficiu. Deci prezența lui Marian aici este benevolă și fără nicio monetizare, ca să spun așa. Spre deosebire de el, eu sunt plătit pentru timpul acesta. El face treaba asta doar pentru a vă informa. Într-adevăr, analizând puțin emisiunile trecute, câteodată Marian pare, nu știu cum să zic, pare prea înverșunat. Am discutat treaba asta cu el, am discutat și diferența asta foarte mică între propagandă și informare și cu siguranță că mulți dintre voi ați avut dreptate atunci când ați lăsat anumite comentarii. Le excludem pe alea care jignesc, nu, acelea chiar nu și-au locul. Dar pentru cei care ați observat anumite lucruri, da, și eu și Marian, o să vedeți, sper că vă dăm dreptate. Data trecută a fost greu. Da, de ce a fost greu? Pentru că Marian nu este un om obișnuit să stea în fața camerei. Știu că poate părea ușor din fotoliu, din birou, de la biroul vostru, eu știu, de unde ne ascultați. Poate părea ușor, dar credeți-mă că nu este chiar așa. Să știi că te urmăresc zeci de mii de oameni, poate să schimbe acest lucru, poate să schimbe ceva în funcționarea ta. Și se poate ca după ce privești emisiunea să nu te recunoști. Acest lucru nu s-a întâmplat doar la Marian, acest lucru mi s-a întâmplat și mie, acest lucru s-a întâmplat și lui Mihai, și lui Vlad, și lui Luci. Cu Luci, de exemplu, am stat o lună până să poată lega două cuvinte. Între ghilimele lega două cuvinte. Înțelegeți ce zic? În fața camerei este altceva. Aduceți-vă aminte de Vlad atunci când a venit și când ne întâlneam și prezentam cu toții mașinile, nu aveai loc să vorbești de el. Da? Cu Mihai a fost graduală treaba. Cu Mihai am începusem să facem niște emisiuni gen top, nu știu cât, și scriam texte. El nu e genul care să stea să citească texte și am încercat să definim formatul, dar această evoluție a fost stabilită în timp. De asta vă rog frumos să-i acordați și lui Marian această șansă, pentru că acest om nu este deloc interesat. Chiar azi de dimineață am descoperit că este un fotograf extrem de talentat. Dar nici o clipă acest om nu mi-a zis, băi Cosmin, pune-mi și mie link acolo sau fă-mi vreo... o mică promovare, pentru că da, acest canal are o are o putere de promovare foarte mare. Și ar fi putut face treaba asta și l-aș fi ajutat cu mare plăcere și de ce nu, dacă dorește și de aici încolo, cu mare drag o să pun link către orice are el. Pentru că vă repet, eu sunt obișnuit cu imaginea și știu multe lucruri despre imagine și sunt puțin fotografi în țară
care pot face acele poze. Păi, trecând de acest intro, Marian, bine ai revenit și mă bucur că nu te-ai lăsat copleșit de... pentru că a fost un hate, de ce să nu recunoaștem, a fost ceva mai mult decât de obicei. Da, mersi încă o dată pentru a doua șansă. Am totuși două interese. Odată să scap de trac și al doilea să adopte cât mai mulți trecerea către electromobilitate și automat am parte de mai multe stații de încărcare în țară. Dincolo de asta, cum ai văzut și unde ți-ai văzut tu greșelile în discuțiile pe care le-am avut sâmbăta trecută sau, mă rog, acum două sâmbete? În afară de exprimarea kilowatt-kilowatt-oră, unde am dat greșit, toată lumea greșește, la cele mai înalt, cei mai renumiți prezentatori. Faptul că nu am ascultat deloc. Pot să te întreb ceva și da. N-aș vrea să supăr pe nimeni, dar am convenit cu Marian să fim și să purtăm o discuție sinceră. Și asta încerc să fac pe atelier de la începuturile acestui canal și o să fie până la sfârșitul, când o să fie și sfârșitul. Marian, am observat și poate și tu ai observat, dar vreau să purtăm, să facem un dialog. Da. Nu vreau să generalizez, dar pe YouTube există oameni care se ocupă de prezentarea mașinilor electrice. Foarte bine acest lucru și foarte ok și îmi doresc cât mai mulți oameni să apuce de YouTube și să facă lucrul acesta. Nu asta contest. Eu le contest spiritul acesta mesianic. Contest îndârjirea. Contest lipsa de empatie a acestora și lipsa de înțelegere. Am avut niște mesaje, o să vorbim, n-am apucat să-ți spun, am avut niște mesaje aseară, mă rog, nu o să dau nume, evident. Și câteodată e complexul ăsta, pare că este complexul ăsta al lui Iisus, să-i zic, deși, v-am repet, nu vreau să un complex de a încerca să salveze pe oameni, de a încerca să... Și treaba asta se transformă cumva într-o divizare. Treaba asta face mai mult rău decât face bine. Și am observat în timp. Prima dată n-am dat importanță subiectului, acum de când facem... de când ne acordăm mai multe minute mașinilor electrice, observ aici, observ atitudinea asta superioară, aroganța și mai observ și, băi, nu, voi nu știți, vă salvăm noi, nu, mașinile electrice sunt viitorul, deși cu toții cred că ne-am dat seama într-o mai mare sau mai mică măsură. Acum, îndârjirea asta divizează și cred eu că face rău pe viitor, curentului electric, ca să spun așa, să-l ducem cumva într-un curent dincolo de a fi un curent la propriu, să fie și un curent așa în societate, filozofic, ca să-i spun așa. Da. Păi, înainte de toate, la mașini electrice nu prea avem din ce alege. Și sunt scumpe. Iar să depășesc pragul de 26.000 de euro este foarte greu, pentru că nu-mi permit. Mulți alții nu ne permite. Și dacă ne permitem cumva, avem foarte puține variante din care să alegem mașini electrice și de obicei noi, second hand, dispar instant, se cumpără imediat dacă se prinde o electrică ok, second hand, și acolo nu prea ai din ce alege. Și din start... Dacă cu un minus, să zic așa, de mobilitatea în România. Pentru că avem un salariu mediu foarte, foarte mic, raportat la cât costă o electrică. Dar, per total, cu siguranță ai mult mai mult de câștigat pe partea de okay, mașină electrică. Nu sunt adeptul noxelor, deci nu vreau să discut prea mult despre noxe.
13 ani am avut, ai din cei 13 ani cu Golf 5, undeva la vreo 10 ani am avut resoftată, n-aveam filtru de particule și făceam nor negru de fum în spate, nu m-a interesat, nici acum nu mă interesează. Marian, cred că e clară treaba că niciun om normal și sănătos la cap nu e de acord cu noxele. Cred că ne-am dat seama că acestea sunt rele și pentru oameni și pentru natură. Nu asta am contestat atunci când vorbim despre mașini electrice și arătăm avantaje, dezavantaje. Nu aici. Evident că... Eu consider că trebuie luate măsuri și mai extreme cu treaba asta, pentru că ne ducem mai... Și nu trebuie să citim nu știu ce jurnale științifice ca să constatăm. Ne uităm la vreme. Ne uităm la vreme. Uite, chiar astăzi am fost să-l iau pe fiul meu înainte de înregistrare. La el, la școală, începuse să ningă. Pur și simplu, au fost câțiva fulgi. Când am ajuns acasă, a dat soarele. E un exemplu, adică vedem că se întâmplă ceva și nu doar eu observ, observăm cu toții că de, nu știu, câțiva ani buni se întâmplă ceva cu vremea. Da? Dar să nu intrăm, că, nu că să nu intrăm, dar consider că nu de aici trebuie să începem, consider că cu toții conștientizăm acest pericol și n-ar fi bine să mai discutăm acum... Ce poluează, ce nu poluează. Asta, și asta, ce poluează, ce nu poluează. Ce este interesat, ce nu e interesat. Există atât de multe în această ecuație a electricelor. Dar vreau să ne axăm acum, să începem cu subiectul ăsta și știi că noi vorbeam data trecută și eu ți-am spus, mă întrebai tu, Cosmin, nu vrei să-ți iei electrică? Sau, și eu ți-am zis, da, Marian, uite, eu vreau să-mi iau electrică, dar în momentul când tehnologia va evolua atât de mult, încât eu să o pot încărca în 15 minute. Maximum 15 minute, eu sunt foarte ok. Iar atunci tu mi-ai zis ceva, păi știi că se poate, hai că nu în 15 minute acum. Dar mi-ai dat un exemplu cum că aș putea în 45 de minute, da? Da. Hai să începem de aici. Sau de unde ai pregătit tu, că de unde te simți tu confortabil? Prin podcast aș vrea să îl fac cu dreptul și să discutăm despre viteza de încărcare la mașini electrice, după care să discutăm despre stațiile de încărcare electrice din toată țara și în a treia înregistrare să discutăm despre mașini. Cele două mașini, să zic așa, dacă nu patru, care poți să alegi pentru drum lung în România. Da, ca și o paranteză, mă ocup și de apicultură, am un stoc de stup și sunt foarte, foarte atent la vreme, iar electrică mi-a luat-o din punct de vedere economic, nici de cum de al emisiilor. Mă scutește de foarte mulți bani. Ok, hai să începem subiectul. La subiectul de astăzi, viteza de încărcare. Eu am făcut un tabel pentru înțeles, ca să înțeleagă toată lumea cu cât poți să încarci și ce viteză ai de încărcare. Deci, pentru cineva care îi spun 22 de kW sau 1,8 kW sau 50 sau 250 de kW, nu își poate da seama imediat care e viteza cu care încarci. Și am făcut un tabel pe înțelesul tuturor. O să-l afișez eu. Tu poți vorbi că o să-l afișez eu în acest timp. Ok. Ai două tipuri de încărcări. Cea pe curent alternativ, adică curentul care îl vezi tu pe stâlp, de joasă tensiune, și curentul continuu care ai parte de el doar la, să zicem, la o bornă, la bornele de baterie a mașinii. Acela e curent continuu. DC și AC. AC-ul e curent alternativ și este transmis prin mufa Type 2. Deci asta trebuie să înțeleagă toată lumea, curentul alternativ care îl avem la priză, ca să-i ajungă mașina. Eu mi-am luat stația lângă mine. Asta este, mufa Type 2. Ea este la comun și pentru monofazic și pentru trifazic, adică poate să funcționeze toți pinii de aici sau doar 2 pini pe monofazic sau toți și 5 pini pe trifazic, 3 de fază, nul și împământare. Și cele două porturi de ei sunt de comunicare să-i spună stației către mașină cât de gros este firul. Deci cutia asta de aici
Este un întrerupător de bec. Înăuntru ai curentul și atât. Sau îi dă drumul la curent. Deci curentul care vine de la priză, da? De pe I2, se duce direct aici. Da? Prin împământare, nul și o singură fază. Iar la început, când primele 30 de secunde până începe încărcarea, comunică prin pinii ăștia doi și stația nu face decât să aprindă becul, să zicem, întrerupătorul respectiv, da? Face legătura între priză. Da, atât face stația asta. Nu redresează, e o mare greșeală. Am avut în comentarii o persoană care spune că repară laptopuri de atâta timp și cum dă-mi permit să recomandă o chinezărie de genul ăsta, pentru că foarte multe laptopuri care le repară, le repară pentru că au trafuri încărcătoare chinezești de proastă calitate. Și de asta mi-asum când spun treaba asta. Nu face nimic. Prin simplu fapt, stație de încărcare este greșit în română termenul ăsta, pentru că nu redresează, nu schimbă cu nimic curentul care intră și curentul care trece, iese din stația asta. Da? Și nu e normal să dai chiar și 1000 de euro. Practic, o să fac acum o comparație. Duceți la reprezentanță, știți ce este cablul ăsta? E cablul de încărcare la o unitate. Da? Deci, voi dați 1000 de euro pe un cablu de unitate de 15 lei. E absurd că pe aici nu trec decât 500 de vați, nu 3500 de vați. Dar cam asta e comparația când vă duceți și bifați stația de încărcare de la reprezentanță. Cum intră curentul pe aici, așa trece pe aici, în calculator. Cred că știm cu toții cablul ăsta. Foarte bună, foarte bună, foarte bună observația aceasta și foarte de ajutor. Adică, mai ales pentru cei care vor sau au făcut comandă la acum mai mulți la Dacia Spring, o să-i ajute aceste informații. Cam cât e diferența la reprezentanță și o stație pe care o poți găsi liber pe internet? Da. La reprezentanță la Spring este 150 de euro, uh-huh. Dar are niște dezavantaje față de cea care o prezint eu. N-am nici interes. O găsiți pe AliExpress cu 540 de lei, vă vine prin DHL în 4-5 zile. Acea stație de la Spring nu încarcă cu puterea maximă care poți să o tragi din priză. Încarcă, dacă nu mă înșel, cu 13 sau 14 amperi și ai putea chiar cu 16 să tragi cu stația asta. Acolo nu poți selecta viteza, la stația asta poți selecta viteza. Practic, tu când apeși butonul ăsta, ai mai multe trepte de încărcare. De la 8 amperi până la 16 amperi. Deci poți să dublezi viteza de încărcare sau să o scazi la jumătate. Când apeși butonul ăsta, primele secunde comunică cu mașina și îi spune: mă, stăpânul meu nu vrea să tragă cu putere maximă pe cablul ăsta, vrea la jumătate. Da? Deci doar atât face cutiuța asta. Singurul lucru de menționat este că toate pleacă din China, toate stațiile pleacă din China, construirea este foarte bine construită, doar că trebuie avut grijă să nu intre apă pe la garnitura de sus și de jos și de jur împrejur la carcasă. Ideal este să fie protejat într-o cutiuță afară, dar totuși ventilată pe partea de jos. Este cât se poate de ok. Cam asta e. Acum, care este diferența? Tu, în mod obișnuit, la mașina ta, pe ce viteză ții încărcătorul? Eu când mi-am luat electrică, mi se părea foarte mult să stau și încarc o viteză la slow charge, adică asta. Asta este slow charge. Și la fel, cel cu care a venit original, nu încărca la fel, încărca la fel ca și Spring-ul. Nu beneficiam de viteza maximă de la priză. Trebuie să ai o priză destul de țapănă ca să poți. Un traseu dedicat se numește. Ca să poți să tragi cu 3,6 kW, asta înseamnă 30 de km pe oră. Și pentru asta trebuie să renunți la încărcătorul original, dacă nu îți oferă 16 A și să-ți iei ceva de genul. Trebuie bateria încărcată full sau poți face și astfel de calcule? 3 kW pe, eu știu, la 30 de km, fix exemplu pe care îl dădeai tu mai devreme. Cum trebuie, eu știu,
din experiența ta, încărcată bateria. Poți să o încarci și așa cât ai nevoie, dacă știi că peste 3 ore ai un drum de 40 de kilometri, poți să faci... Pe priza asta, încarci cu 30 de kilometri pe oră și poți să încarci de la 0 la 100% fără probleme. Se numește slow charge și nu degradează bateria. Uh-huh. Este simplu. Acum să intrăm în pâine, în subiect, să afișez pe tot ecranul tabelul ăsta. Uh-huh. Și ne uităm în dreptul la viteză de încărcare. Deci spuneam că din butonul ăsta albastru din stație, că nu toate stațiile au, dar asta ieftină e cât se poate de ok. Și poți selecta între 1,8 kW și 3,6 kW. Adică poți să încarci, să selectezi aici 15 km pe oră sau 30 de km pe oră. Și am pus și costul... 1,3 lei pe oră sau 2,5 lei pe oră pentru 30 de kilometri. Este deci stația asta costă 540 de lei, da? Cu transport. Ca să beneficiezi pe monofazic de o viteză mai mare, adică 7 kW, adică 60 de kilometri pe oră să încarci, ți-am trimis eu o poză, în loc de mufa asta, este tot cu 3 pini, da? Deci ai fază nul și împământare. Există o mufă albastră care ți-am trimis o poză. Și poți să tragi pe monofazic cu 7 kW pe mufa respectivă, adică 60 de km pe oră și te costă 5 lei pe oră, acei 60 de km. Dacă ne dorim să încărcăm acasă mai repede de atât, trebuie să avem trifazic. Ori facem upgrade, ori suntem norocoși și avem deja trifazic. Dacă cumva ai un circular acasă, care l-ai folosit, un utilaj de prelucrare a lemnului sau din N motive, se întâmplă să ai trifazic, dacă nu, trebuie să faci upgrade la trifazic. Pe trifazic trebuie să ne montăm altă mufă. Nu cea albastră, ci cea roșie. Mulți o știm. Și aici avem două puteri în funcție de cât ne oferă Enel-ul, 11 kW sau 22 de kW. Stația de 11 kW pe AliExpress e 1100 de lei. Stația de 22 de kW, ambele sunt cu mufă roșie, da? Costă 1700 de lei. 1600 am acum. La 11 kW încarci cu 90 de km pe oră, iar la 22 de kW, cum am eu, încarc cu 180 de km pe oră. La început, când mi-am luat electrica, mi s-a părut foarte puțin să încarc cu 3,6, adică 30 de km pe oră. Și, într-adevăr, câteodată ai nevoie de viteză mai mare, adică trebuie să fii destul de organizat, de frică stăteam tot timpul cu încărcatul 100%. Încărcam și noaptea, nu mai așteptam ziua, că ziua aveam, am panouri fotovoltaice și aș putea să încarc gratis. Dar de frică încărcam tot timpul, stătea mașina 100% încărcată. În timp am observat că n-am nevoie de încărcare rapidă și am limitat-o la 1,8 kW, adică 15 km pe oră. În general, atâta încarc. Odată pentru că nu degradez bateria, ci o recuperez acea degradare 2-3% fără probleme care le pierd iarna, vara pot, prin viteza asta, pot să readuc bateria la o stare de sănătate mult mai bună. Dar nu a fost de ajuns. Deci, chiar dacă aveam stația asta, odată îmi suna telefonul, aveam o urgență, până mănânci, până te speli, până te îmbraci. Aveam nevoie să-mi încarce mai repede. Și atunci am luat o stație, ce-i drept nu este portabilă, de 22 de kW. Am montat-o o lună, două, trei, n-am folosit-o. Pentru că a fost suficient slow charge-ul. Dar pentru liniștea mea, știam că am acolo, dacă am o urgență, pot să în 15 minute, o jumătate de oră, 20 de minute,
aș putea să bag o cantitate foarte mare. Deci la 22 de kW încarci cu 180 de km pe oră. Într-o jumătate de oră bagi 90 de kilometri. Pentru de la mine de acasă până în București și să mă întorc, sunt 40 de kilometri, plus ce te învârți pe acolo, zici 50 de kilometri. Eu într-o jumătate de oră bag 90 de kilometri, arhi suficient. Deci în 20 de minute, dacă cumva apare o neprevăzută, am băgat cantitatea necesară să mă duc și să mă întorc fără să opresc la o stație din București. Dar de ce stația de 22 de kW nu, cum să zic, nu folosești în mod uzual? Adică mă gândesc că e mai simplu. De ce folosești slow charging-ul și nu stația asta să o încarci mai repede, chiar dacă, să zicem, nu ai nevoie atunci? Deci 22 de kW acasă este, pentru mine, mi se pare mult prea mult, odată pentru că am... Ce înseamnă în lei? Ai un calcul? 15,4 lei în tabel. Pentru câți kilometri ca să... 80 de kilometri pe oră, adică dacă ai sta la încărcat o oră și bagi automat, ai range pentru 180 de kilometri și te costă 15 lei. Dar mi se pare prea mult, am limitat-o la 11 în loc de 22, din mai multe motive. O dată de degradare, n-are să degradeze, e o viteză semi-rapidă, 22 de kW, și este suficient 90 de kilometri pe oră. Și al doilea motiv, fiind având fotovoltaice, nu ai soare, mai bine și cu un nor. Și ca să fiu sigur că trage o cantitate cât mai mare de la soare și nu și de la Enel, încât să amestecă curentul de la Enel cu cel de la soare când vine un nor. Și atunci, ca să fiu sigur că am în continuare de la soare, am limitat-o la 11. Dar o folosesc foarte rar. O să încerc să explic de ce e bine să o ai și totuși să nu o folosești. Bun. Așa. La stațiile publice trebuie să-ți dau poza cu portul CCS și portul CHAdeMO. Sunt pe curent continuu, exact cum spuneam la baterii. Bateria de mașină are 12V și e pe curent continuu. Aici avem viteze mult mai mari de încărcare. N-am mai pus prețul. În schimb, am făcut kilometri pe oră și kilometri pe minut. Pentru că, de exemplu, la noi în România, majoritatea stațiilor sunt de 50 de kW în marile orașe. Da? Stațiile publice sunt făcute pentru a tranzita. Dacă ea este la Kaufland, asta nu înseamnă că acel șofer care încarcă acolo a venit doar de dragul că este gratis. E posibil să fi venit din afara orașului, să se oprească în acel Kaufland să încarce și să plece mai departe. În toată Europa se știe că stațiile publice de încărcare nu sunt stații de încărcat ca cele de acasă. Sunt de tranzitare. Iar viteza de încărcare în România la stațiile astea rapide este de 50 de kW. Majoritatea avem și câteva de 150 de kW. Sunt de numărat pe deget, la mână. Dar în general toate sunt de 50 de kW și asta înseamnă 416 km pe oră sau 6 km pe minut și vă faceți voi calculul. Dar în Europa sunt foarte multe de 150 de kW, adică 1250 de km pe oră sau 20 de km pe minut. Iar rețeaua Ionity are stații de încărcare de 350 de kW. Înseamnă 2900 de km pe oră și tocmai de asta am făcut în minute, pentru că pare colosală viteza asta de încărcare. Dar dacă o împart la minut, sunt 48 de km pe minut. Doar Ionity are 350 de kW, Tesla are de 125 de kW și a promis că de aici încolo, în Europa, va monta numai de 250 de kW, deci automat ce se va monta în România va fi de 250 de kW. La Tesla asta înseamnă 34 de km pe minut. Aceste calcule pe care le-ai prezentat, evident, la modul general, pentru că fiecare să-și facă pentru mașina lui, ce înseamnă pentru mașina ta? Să le luăm încărcare pentru mașina ta de la stațiile publice. De la Kaufland, de exemplu. Să începem cu Kauflandul. Cost în lei. Că asta, ca să nu mai stea oamenii să mai facă calcule acasă, să zicem, calculele faci doar dacă ești interesat în achiziționare. Dar pentru mulți oameni neinteresați acum, dar vrând să
aibă o sursă de informare, ar fi interesați, bă, uite, pentru o zoie să încarci, să-l faci full de la stațiile din parcarea Kaufland, costă atât. Și celelalte, și de la celelalte stații. O să detaliez într-un alt clip. Putem, Marian, că acum nu trebuie să ne mai oprim după 40 de minute, ca să nu facem... Asta dacă ești pregătit cu subiectul. Dacă nu, facem când ești pregătit. Doar că pot să răspund pe scurt. Bine, pe scurt și facem o altă discuție cu o altă ocazie. Subiect complex. Uh-huh. Bun, eu am un zoe vechi și pot să încarc numai pe Type 2, pe curent alternativ. La Kaufland sunt stații cu plată și stații fără plată. Stații pe românește în cârdășie cu renovatio și de curând Kaufland a renunțat la renovatio din serviciile de proastă calitate care le aveau și și-au cumpărat propriile stații și au lăsat la liber, gratuit. Eu beneficiez de încărcare de 22 de kW cu Zoe, adică 180 de km pe oră. Dacă aș fi plătit, în general este 1,4 lei kW, da? Și mulțim 1,4 lei cu 22 de kW. Înseamnă că aș fi plătit un plin 30 de lei, care aș fi mers 180 de km. Dar acasă, repet, este mai ieftin și de acord. Iar 15. La cele mai scumpe și mai rapide, evident, acolo cât ar fi fost costul? Este 2 lei. Deci eu nu am portul respectiv de încărcare rapid, dar Zoile nou are portul de încărcare și poate încărca cu 50 de kW. Să zicem că este 2 lei kW, ori să zicem că aș fi avut Zoile de 52, împărțit ori 52, te-ar fi costat 104 lei un plin la Zoie. Da, un plin 50 de kW, adică 4, dacă aș fi stat... Pentru câți kilometri? De... 400-450 de kilometri, să zicem. Am înțeles. Este ok și în cazul acesta. Evident, cum ai zis tu, stațiile publice sunt mai mult pentru tranzit. Există varianta lui Vlad, care a menționat-o cu Citroenul, în care poți, indiferent de cât de mare sau mică este bateria, să plătești doar 30 de lei sesiunea și atunci este mult mai rentabil. Ce nu a spus Vlad în clipul respectiv e că a făcut calcul cu o mașină, din punct de vedere tehnologic, foarte slabă. Cam toate mașinile din Europa electrice au o platformă ineficientă și să discutăm un alt post mai detaliat, în sensul că dacă îți iei o altă mașină care are 64 de kW și consumul e mult un Hyundai Kona, de exemplu, nu? Da, era surpriză pentru clipul respectiv. Am stricat-o eu. Deja de la 50 de kW cu care îi trăgea de la mol, tragi cu 64 de kW. Iar de la 20 ceva de kW pe 100 de kilometri care consumă acel Citroen, Kona este an lumină ca tehnologie, mult mai evoluat și ai un consum mult mai mic. Și în total, adunând cele doi factori, ce a scris el pe hârtiuță, practic este la jumătate costul. Cu o Kona sau încă câteva mașini. De ce crezi că europenii sunt mai în urmă? Există explicații? Sau... Da, este imediat. Vreau să mi-am notat aici. În 2016 Tesla a lăsat în fundul gol Europa, în sensul că toți mari producători de mașini fosile și electrice aveau externalizată treaba cu ingineria, cu proiectarea de componente. Acea firmă care aduna toți inginerii din Europa, spuma spumelor, să zic așa, și mai istezi, se numea Grohmann Engineering. Toate firmele plăteau această, toți producătorii de
motovehicule, plătea această firmă pentru a dezvolta noi modele de mașini. Și, din păcate, Tesla, sau din fericire, Tesla a cumpărat firma asta. Pe moment nu am resimțit, noi ca și clienți nu am resimțit treaba asta, dar deja, uite, au trecut ani și se observă diferența între mașinile electrice cu aer urbane, de exemplu, și cele europene. Prin, nu doar prin consumul redus per suta de kilometri, cât doar prin asta, dar și prin preț. Adică în Europa e aproape dublu la preț bateria față de cele coreene, să spun așa. Deci dacă ai reușit să o scoți la jumătate de preț acolo și aici nu, din start e o problemă de forță de muncă calificată. Da. Marian, ar mai fi ceva despre acest subiect? Adică despre viteza de încărcare? Am uitat ceva? Da, i-am mai mult aprecii. Bine că m-ai întrebat. O altă greșeală, care inclusiv Vlad a spus-o, e că ai nevoie să-ți întărești instalația casei. În momentul în care ți-ai întărit instalația casei ca să încarci o mașină electrică, din start înseamnă că n-ai legat unde trebuie mufa asta. Sau asta. Da? Ea nu se leagă la casă, mufele astea. Ele se leagă imediat după contor. Dacă contorul este la poartă, acolo spui mufa asta, la poartă, sau priza, da? Dacă contorul este pe peretele casei exterior, imediat după siguranța generală, îți pui siguranța diferențială pentru încărca mașina. Deci automat tu tragi curent imediat după contor, nu supra-soliciți instalația acasă. Se numește circuit dedicat. Da? Și n-ai nevoie să întărești instalația acasă. Ok. Deci atât, da? Da. Bun. Păi, cu siguranță a fost mult mai bine. Cu siguranță o să se vadă și în comentarii acest lucru. Și noi astăzi o să înregistrăm mai multe emisiuni. O să ne vedeți în componența asta pentru următoarele episoade. Și chiar v-aș ruga să ne spuneți în comentarii, să întrebați, să ne spuneți părerea despre cum a decurs și, această discuție. Și aici împreună să încercăm să descoperim o nouă modalitate de a merge cu mașina. De fapt, am spus greșit. Este pentru a descoperi viitorul. Vrând nevrând, ăsta este. Nici nu știu ce mai voiam să zic. Voiam să zic ceva, dar am uitat. Probabil voiam să zic o minciună, așa zicea bunica mea. Când uiți. Noi vă urăm multă sănătate. Doar atât, că în rest le rezolvați voi pe toate. Vă salutăm!